conectează cu... Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Puls, o emisiune despre starea de fapt, starea de spirit și pulsul națiunii noastre. Ca de fiecare dată, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi pe Facebook, pe site și pe YouTube. Toate emisiunile sunt acolo, ne puteți urmări și aș vrea să-i anunț pe cei care au bătut din palme că ne-a fost luată licența. Lumea migrează pe rețelele de socializare, lumea migrează pe site-uri, lumea continuă să ne urmărească și să ne expedieze mesaje de susținere. Săptămâna trecută a început cu, sau a luat sfârșit cu anumite momente foarte interesante. Maia Sandu a făcut o vizită fulger până în Oradea. Toți se gândeau, de ce nu la Bruxelles, de ce nu la Washington, tocmai în inima României, în Oradea. Este adevărat că această vizită a creat fulgere și la Chișinău, fiindcă lumea a început să se gândească, dar ce a căutat șeful statului Republica Moldova în Oradea, cu cine s-a întâlnit, fiindcă oficial nu se cunoștea nimic, a fost scoasă pe ușa din dos a aeroportului de la Chișinău și primită pe ușa din față a aeroportului din Oradea, în condițiile în care dacă trebuia să existe o secretomanie sau un moment de a nu se ști ce face Maia Sandu, era ușa avionului, limuzina și un bunker de la Oradea. Totuși pe doamna au văzut. A zis că a fost în vacanță. Nu știm ce fel de vacanță a avut doamna Sandu, fiindcă atunci când s-a întors la Chișinău ne-am trezit așa cu niște mișcări tectonice în arcul de guvernare, atunci când guvernul a rămas fără un ministru, atunci când guvernul brusc a rămas fără verișoara președintelui care era purtător de cuvânt al executivului, mai mult a rămas și fără purtătorul de cuvânt al președinției și lumea zice că de fapt există un război intern. Un alt eveniment care ar trebui analizat foarte atent este acea partidă de piranii, și aici nu vorbesc despre pești, vorbesc despre acele transportatoare blindate germane care au ajuns la Chișinău. Vreau să vă prezint invitații mei din această seară cu care vorbim despre ce se întâmplă în guvern, ce se întâmplă cu guvernarea, ce se întâmplă cu Republica Moldova din această perspectivă și, în general, la ce să ne așteptăm în perioada imediat următoare. Analizăm, de asemenea, și alte evenimente conexe la tot ce s-a întâmplat. Așadar, invitații mei din această seară sunt sociologul și comentatorul politic Ian Lisnevski. Bună seara, domnule Lisnevski! Bine ați revenit la Puls! Vorbim cu jurnalistul Valeriu Reniță. Domnule Reniță, bine ați venit la emisiunea noastră! Corneliu Ciurea este un alt invitat cu care discutăm despre ce se întâmplă în țara noastră. Corneliu, bună seara și bine ai revenit la emisiunea Puls. De asemenea, două poziții care de fiecare dată încercăm să le asigurăm. O voce a poporului, o voce a oamenilor care au o poziție civică aici în Republica Moldova. Vorbim de data aceasta despre Tatiana Iov, care este un expert independent și a avut, nu știu, parte marele noroc sau nenoroc să muncească într-o instituție guvernamentală, ne va spune domnia sa. Să rămână, bine ați venit la emisiunea noastră. L-am invitat încă o dată pe Vitalie Florea, blogger, care a avut niște poziții critice în ultima perioadă în raport cu ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova și cine și cum conduce țara noastră. Vitalie, bine ai revenit la emisiunea. Bună seara, doar că poziția mea este consecventă în timp. Ea nu s-a schimbat atitudinea față de PAS. Am înțeles. Eu, înainte de a începe discuțiile și de a face analizele, vreau, nu de analizele despre care vorbește Oazu Dantoi și zice că ale lui sunt foarte bune, analize politice, economice și sociale. Vreau să vedem un scurt video realizat de colegii din România care au prins-o totuși pe președintele Maia Sandu, intrând pe ușa aeroportului din Oradea, după care începem discuția. Să rămână, doamna președinte, ne puteți spune, vă rog frumos, un mesaj pentru Oradeni, pentru Bihor. Aveți un oraș foarte frumos, felicitări. Motivul vizitei? Am fost în două vacanțe. Sunt prima dată aici și mi-am făcut orașul. Ce ați reușit să vedeți? Partea centrală a orașului. La primărie ce ați făcut? Mulțumim. Am văzut pe domnul Timar și am discutat. Și cu domnul Bolojan ați vorbit? Și cu domnul Bolojan. Pe ce teme? Asta a fost poziția doamnei președinte. A fost să vadă primăria. Nu știu, domnul Ciurea, dacă ați fost vreodată la primăria de Oradea, dar vreau să vă întreb cap ce poți vedea în Oradea sau ce poate vedea un șef de stat în Oradea. Și de ce un dita mai șef de stat al Republicii Moldova se întâlnește cu un primar? Sau altul ar fi momentul și alta ar fi miza. Noi vom analiza succint și pas cu pas. Sunt câteva cuvinte pe care nu le poți folosi Republica Moldova, pas cu pas, vremuri bune și multe, multe alte. Așa, treptat, vom analiza fiecare declarație și cam ce se poate întâmpla în Republica Moldova.
În tot ce pot să spun este că am fost odată la Oradea și chiar dacă este un oraș frumos, nu cred că dacă aș fi fost președinte de țară, l-aș fi vizitat fără vreo ocazie specială, poate un summit. Deși nu sunt convins că la Oradea se organizează summituri și întâlniri de nivel înalt, nu că aș vrea să subestimez importanța orașului, dar vizita este cu adevărat ciudată, pentru că nu este detalia președintelui unei țări, fie ea și Moldova, chiar Moldova, dar totuși Oradea este un oraș, hai să zici, de semi-provincie. Așa, fără nicio aroganță de asta chișinăuiană, care, sigur că este totuși net inferioară celei dâmbovițene, dar totuși Oradea și la întâlnirea cu primarul orașului Oradea se putea duce altcineva. Deci cred că aici intrăm în zona teoriilor conspiraționiste, dar în zona secretomaniei. Sunt două versiuni. Una spune că Maia Sandu, într-adevăr, are obiceiul să facă hiking, jogging și mai are anumite ciudățenii de acest tip. Adică chiar ar fi putut face o asemenea întâlnire. Am văzut jurnaliști români care susțin această teză, nimic ieșit din comun. Am văzut și versiunea unei întâlniri secrete pentru a rezolva problema președinției României, alegerilor președintelui României. Doar să revenim la alegerile președintelui din... Și această teorie mi se pare un pic cam forțată. Bun, nu neapărat la Oradea te duci ca să discuți aceste subiecte. Te mai duci și la București, te mai duci și la Bruxelles și acolo poți discuta. Deci această versiune la fel mi se pare cumva ne la locul ei și o versiune cu totul grotescă. Am văzut pe rețelele de socializare pe care n-aș lua serios decât în deridere, dar o menționez pentru că a fost vehiculată, e legată de Transnistria, pentru că acolo la Oradea este un mic, mare centru NATO, astfel încât poate doamna Sandu ar fi discutat o lovitură în comun cu Ucraina, în Transnistria. Mi se pare... Revenim, domnul Ciurea, la acest subiect. Eu mai am o versiune și cred că ar trebui să o mai discutăm. Doamna, eu vreau să vă implic și pe dumneavoastră în discuție, poate nu nominal în raport cu politicianul Maia Sandu. Eu am să vă întreb per general, dar în ce măsură, în asemenea vremuri dificile și grele, un politician de rangul președintelui Republicii Moldova trebuie să se preocupe de vizite în Oradea sau în altă parte. Ori un politician responsabil, un om de stat, de guvern, ar trebui mai mult să stea în Briceni, în, eu nu cunosc toate localitățile, Orhei, Soroca, Cahul și să discute cu cetățeanul de rând. Să vadă de ce acel cetățean nu poate să-și cumpere lemne, de ce acel cetățean nu-și poate plăti factura pentru gazele naturale și de ce acel cetățean, eu dau mai multe exemple, nu-și poate trimite toți copiii îmbrăcați decent dacă ai are mai mult la școală. Iar nu o să trec la personal, o să vorbesc ingineri de guvernare, că dacă vedem abordarea sau atitudinea față de cetățeni, nu cred că ar schimba cu mult lucrurile, pentru că am văzut când s-a întâlnit doamna premier-ministru pe scări, când se ridica surca la gara de tren și a întrebat doamna cum... Dacă e frumos trenul. Dacă vă îi place cu trenul și doamna a zis că e sărăcie și e urât de tot. Și la ce doamna premier a răspuns, bine vă urez drum bun. De asta nu cred că ar schimba mult lucrurile. Referitor la vizita din Oradea, eu presupun că poate fi doar privată și are tot dreptul. Restul variantelor, versiunilor, nu le comentez pentru că sunt multe și nu-mi place niciuna. Am înțeles, revin la dumneavoastră, doamnă. Eu, dacă vreți să dați replică, să contraziceți sau să dați întrebări, sunteți deschisă. Eu spuneam tot timpul, nu cenzurăm pe nimeni, fiecare își poate expune părerea pe Facebook, pe YouTube și veni aici la noi în platou pentru a vorbi cu experții, cu politicienii și cu cei care fac viața mai bună în Republica Moldova. Vitalie, vreau să te implic și pe tine în discuție. Dar cumva a fost o chestie de PR a doamnei președinte de a merge în Oradea? Care ar fi fost scopul? Eu nu dau
Nu știu, nu înclin spre niciuna dintre versiunile spuse de domnul Ciurea, nici spre cea cu NATO, nu știu dacă discuțiile secrete le faci la Oradea, nu știu Într-un bunker, da. Nu știu în ce măsură Maia Sandu poate decide ceva la București în timpul alegerilor și atunci ai impresia așa, că mai mult de dorul PR-ului a fost făcut. Eu nu cred că asta a fost făcut de dorul PR-ului, din ce considerente, fiindcă prestația și mediatică, inclusiv a doamnei președinte, cum a fost prinsă de jurnaliștii români, cum a răspuns, cum discuta mergând, întorcându-se. Asta e orice vrei, numai nu PR, și asta este mai degrabă prinsă în surprindere. Deci toată prestația asta a fost în defavoarea ei. Mie mi se pare că versiunea cu Laura Codruță-Covi și care ar putea să fie candidatul la prezidențiale din România este o pușcă din aia, o dezinformație. Ce poate face aruncată, mai aruncată foarte, adică gândită la foarte crud. Deci ne gândită într-o panică, într-o lipsă de alte idei. Fiindcă haideți să presupunem că chiar într-adevăr această, prin metoda excluderii, chiar într-adevăr s-au întâlnit să discute despre alegerile prezidențiale din România. Președintele Republicii Moldova participă la niște discuții neoficiale despre alegerile prezidențiale din România. Din punct de vedere vecin. Da, din stat vecin, chiar dacă suntem frați. Deci, din punct de vedere oficial, președintele Republicii Moldova nu are niciun drept să se implice în alegerile prezidențiale din România. Din punct de vedere neoficial, ce poate ea să facă? Să dea ordini guvernării actuale, prin căi neoficiale, ca să susțină un candidat sau altul în România? Asta, pentru asta nu trebuie să pleci la Oradea, să discuți. Sunt o sumedenie de canale prin care se poate discuta aceste lucruri. Noi mai departe ajungem în teorii conspiraționiste, ceea ce a spus domnul Ciurea. Noi nu avem nicio probă. Nu avem nicio vreau să-l implic în discuție și pe domnul Reniță, dar nu cumva s-a dus doamna Maia Sandu să caute sprijin în Oradea pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în angrenajul acesta politic, unde lucrurile nu stau foarte bine și o să discutăm ulterior, punctual, cine și-a dat demisia, cine a plecat, cine este verișoară și cine este cu mătră cu cei din arcul de conducere. Da, nu trebuia să meargă la Oradea pentru asta. Putea rezolva aici, ori putea rezolva la București, am mai avut întâlniri. Deci aici putem lua în calcul, după cum decurge discuția, vorba bancului, deci putem lua în discuție doar versiuni absurde. Eu am și eu una, că Maia Sandu s-a întâlnit cu diaspora moldovenească din România. Da, deci eu am și eu argumente serioase în privința asta, pentru că doamna Sandu nu este unionistă, asta se cunoaște, din potrivă, eu aș zice că este anti-unionistă, iar moldovenii muncesc cam peste tot locul și în România tot. Și, deci, având în vedere viitoarele alegeri, dumneavoastră a fost cam peste tot locul în Europa și s-a întâlnit cu diaspora, trebuia să întâlnească și în România cu diaspora. Sigur că lucrul ăsta nu poate fi spus tare, trebuie ținut în secret, ceea ce așa și-a obținut. Am înțeles, domnul Reniță. Domnule Steschi, până acum Maia Sandu, Natalia Gavriliță, Igor Grosu și mulți alții, când se duceau Paris, Londra, făceau Chicago, New York, Washington, nu mai amintesc exact, era un anunț mare, un afiș pe Facebook, ne întâlnim cu diaspora, că pe asta și-au creat PR-ul. Diaspora vine acasă să muncim împreună. Vedem că unii din diaspora fug înapoi după ce au muncit împreună cu cei din PAS. Bine, da, cu adevărat, în mare parte este versiunea aceasta, da, că s-au întâlnit cu diaspora în România, că încearcă să arate lucrurile bune în Republica Moldova, dar putem să constatăm câteva factori care sunt reale și care nimeni practic nu poate să zică că nu e așa merg lucrurile. În mare parte noi vedem că cetățenii din Republica Moldova tot mai des pleacă peste hotare. Companiile sunt datele statistice care acest lucru arată. Companiile mici și mijlocii se închid.
mare parte, din diferite motive. Problemele principale cu care se confruntă oamenii nu sunt rezolvate nici pe parcursul ultimului an, nici pe parcursul ultimului 2 ani, adică au rămas aceleași probleme. Adică prima, asta este majorarea prețurilor, care noi vedem, practic, se majorează zilnic și peste 80% deja sunt afectate de acest efect negativ. Prețurile mici și lipsa locurilor de muncă. Toate acestea, evident, lovesc imaginea Republicii Moldova. De ce? Mie îmi pare că, și cum am constatat acest fapt în luna iunie, dacă nu greșesc, guvernarea face tot posibil ca să distragă atenția de la aceste evenimente negative. Nu doar la Oradea, absolut toate. Dimisii, Oradea, alte evenimente, tancuri, etc. Adică principalul să nu vorbească de problemele principale. Asta una. Două, în ce modalitate îi fac, putem să constatăm că această modalitate este greșită. Și mai mult ca atât este periculoasă. Pentru că, da, versiuni sunt foarte multe. Versiuni și uneori în Republica Moldova cele mai absurde, uneori pot fi realități. Cele mai realități. Exact. Dar putem să constatăm că doamna Maia Sandu rapid a plecat. Pentru ce? Asta ne interesează. Bine, pentru ce noi nu vom afla, dacă sincer. Acest semn de întrebare va rămâne, dar principalul, adică modalitatea. Un președinte a țării a fost urgent obligat să plece în străinătate. Informația oficială a președinției nu a coincis cu informația oficială a politicienilor din România, chiar și a primarului. Putem constata faptul că acești politicieni nu au fost pregătiți să răspundă la aceste întrebări presii. Evident, astfel de modalitate de a pleca din țara președintelui strânește mai mult nedumiriri, da, sau semne întrebări. În momentul când în regiune este o situație tensionată din cauza războiului în Ucraina, evident că acest lucru este o greșeală din partea președintelui, pentru că trebuie să înțelegem, președintele nu este un cetățean simplu care pleacă unde vrea. Președintele este reprezentantul țării care, de fapt, reprezintă tensionalitatea din Republica Moldova. Dar uitați-vă, evident că după această vizită în România, da, ce noi vedem? Că pleacă fug miniștrii, fug reprezentanții mass-media. Evident, aceste lucruri dau dovadă sau permit unor scenarii negative care pot strateza opoziția sau alte surse informaționale. De ce președintele, în primul rând, este obligat că să mențină securitate prin faptul că se calmeze societatea, dar nu să apară. Noi revenim la acest subiect de securitate. Eu să rog colegii să dea acea imagine de la investirea domnului Buzu, noului ministru al protecției sociale, în care doamna președinte rămâne mirată, dar unde este presa? După care, în aceeași ordine de idei, continuăm discuția. Ce s-a întâmplat? Doamnelor și domnilor, ceremonia a luat sfârșit. Vreau să-i spun doamnei președinte Maia Sandu cum să fie invitată presa dacă ați închis 6 posturi deodată. Acele posturi care aveau interes să vină la inaugurările și briefingurile domniei voastre pentru a pune întrebări și pentru a afla anumite adevăruri ca să le poată furniza celor care consumă știri de calitate. Nu vă mai întrebați unde-i presa. Mâine, poi mâine, cred că o să faceți aceste inaugurări fără nimeni și nu o să difuzeze absolut niciun post aceste discuții în echipă. Eu vreau să vă întreb, doamna Iov, iarăși, un aspect mai mult politic. Știu că dumneavoastră sunteți mai mult economist, dar nu știu cum sunteți în situația de a mai comenta și anumite chestii politice aici la noi în platou. Cineva spune că, de fapt, în arcul guvernamental există un conflict între doamne, cele care conduc guvernul, președinția și alte ministere. Dumneavoastră știți mai bine cum funcționează un aparat birocratic, cum funcționează anumiți manageri. Se atestă un conflict cumva, dumneavoastră ați văzut și imaginile, se atestă cumva un conflict între două puteri, președinția și guvernul, sau sunt doar așa anumite deduceri din comportament și reacții?
Vedeți, așa, întrebări provocatoare la care eu o să evit direct să răspund. O să vă zic doar că informația așa pentru presă, că presa independentă a primit de la Uniunea Europeană anul acesta, în iulie, 14 milioane euro. Noi, presa independentă, n-am primit niciun euro. Poate greșesc și îmi spun colegii, poate am luat și noi și de asta ne-au luat licența. Da. Poate o să aveți parte de un viitor mai frumos și mai bogat ulterior. Adică nu ați simțit încă, poate o să resimțiți acești bani. Da. Respectiv la aparatul birocratic, ce vreau să zic, intrigile între coordonator, conducător, puțin mă interesează și mă interesează rezultatele, să le vedem. Rezultatele nu prea le vedem, dar anume din motiv că acele persoane care sunt managerii principali, care coordonează toate activitățile, dau dovadă de neprofesionalism sau abordare haotică și neprofesionistă. Haideți să vedem cu inaugurarea domnului noului ministru a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, când doamna prim-ministru a zis: acum vă felicit și că dezideratul de țară socială o să fie atins. Eu nu știu dacă noi ne vrem să ne simțim țară socială. Noi vrem să ne simțim ca cea plăcintă despre care vorbea, apropo, doamna președinte, e așa cum e, pentru că suntem țară socială și așteptăm toți din acea bucată de plăcintă. Și acea plăcintă poate fi crescută doar cu politici care se dea posibilitate oamenilor să se autofinanțeze, să contribuie la această plăcintă, dar nu să ceară toți plăcintă. Asta trebuie de făcut. Și, din păcate, nu prea văd politici în acest sens, văd politici numai că, vedeți cât tare îl plânge lumea pe domnul Spătar că a plecat cel care, de la care toată lumea așteptea să ne dea, să ne dea un pic de compensații, un pic de pensii și majorări, și nu vedem... Eu am să revin la acest subiect, fiindcă mi-ați amintit anumite momente de funcționarea unui stat normal, și atunci când ceri non-stop, nu ai de unde să te dezvolți, fiindcă aștepți cineva să-ți dea. Domnule Florea, lipsa presei de la un eveniment, ce zice despre eveniment și ce zice despre politicienii la care presa nu a venit? Iarăși aici eu văd o tangență cu PR-ul președintelui de la Oradea. E cam din aceeași categorie. Din ce cauză? Presa, evenimentul a avut loc la președinție, nu? Da. Deci, de invitația presei este responsabilă serviciul de comunicare a președinției, corect? Deci nu putea, deci aici nu, doamna președinte, nu trebuia să o întrebe pe doamna Gavrăliță unde este presa. Trebuia să întrebe serviciul a președinției de comunicare. Mie mi se pare că acest procedeu care pare a fi organizat de către doamna președinte împotriva doamnei Gavrăliță, să spunem așa, să o pună la punct pentru... Există conflict totuși. Mi se pare că totuși există. Ori verișoara Maia Sandu, care a fost șef pe comunicare a doamnei Gavrăliță, nu a plecat din motive neserioase. Eu cred că acolo trebuie să fie existat un conflict foarte categoric și critic. Dar uitați-vă că în presă, asta a apărut în spațiu mediatic? Că presa deja nici nu mai vrea să vină la președinție. Și această răzbunare, o răzbunare ieftină, presupusă, a doamnei Ziță, care aprinde în fiecare zi soarele, față de cumătra sa, pentru verișoara sa, deci până la urmă i-a ieșit iarăși în detrimentul ei. Am înțeles. Domnul Ciurea, de ce nu ar trebui să luăm în calcul că doamna Maia Sandu a plecat la Oradea să ceară sprijin mediatic, să ceară sprijin de PR, să ceară consilieri pe imagine? Fiindcă două momente foarte interesante s-au întâmplat. Demisia Anastasiei Taburceanu, șefa serviciului de presă, și nu cred că se ocupa doar cu scrisul comunicatelor și răspunsul la telefon. Înțeles că coordona procese mai complexe. Și plecarea... Doamne Ștefârță, șefa de la presă din președinție.
cu domnul Lungu, dar n-aș lega iarăși cu Oradea, că nu văd cum poate Oradea să furnizeze profesioniști sau experți în imagine. Are Maia Sandu destui oameni aici și despre prezența lor la președinție, în clădirea președinției, noi cunoaștem, s-a vorbit foarte mult. Deci eu cred că în mod feresc există un conflict, trebuie să existe acest conflict între Maia Sandu și Natalia Grăvăliță, sau mai exact între președinte și premier, pentru că de mult timp se vorbește despre faptul că cabinetul trebuie să fie înlocuit. S-a insinuat chiar că în cadrul unei ședințe nocturne de duminică a existat un conflict, iarăși nu putem proba această ipoteză, dar cu siguranță președinția, doamna Maia Sandu, președintele, are nevoie de o schimbare a guvernului. În aceste condiții, evident, echipa care o susține pe doamna Gavriliță nu poate să fie foarte fericită. Conflictul nu este între două femei supărate cu ifose și cu caprice, cum suntem obișnuiți noi să descriem această situație tipic moldovenească. Este un conflict, dacă vreți, politic, între două persoane care au fost anterior apropiate și acum una vrea să scape, președintele vrea să scape de premier, și în pofida existenței unor interese contrare în cadrul echipei doamnei Gavriliță. Am înțeles, domnule Ciurea. Domnule Dinț, eu am să continui să pedalez pe această idee. Conflict există. Poate asta a vrut să primească doamna Sandu Den la Oradea, o susținere mediatică, poate un post TV la Chișinău finanțat din Oradea, poate niște consiliere, astfel încât să nu se mai întrebe, dar unde este presa de la evenimentul președinției? Poate. Eu cred că dacă dumneavoastră insistați atâta pe resursa asta mediatică din Oradea, probabil știți ceva mai mult decât noi. De aceea nu o să... Eu n-o doar presupun. Nu o să neg. Oradea este capitala image maker-elor. Nu o să neg, dar există o problemă cu presa a guvernării și personal a doamnei președinte. Există o mare problemă cu presa. Vă referiți la serviciul de presă sau, sau există presă a guvernului și a președinției? Există presă, deci subordonată președinției, există presă pro-guvernamentală și ambele aceste tabere, zic, presă independentă. Dar eu vorbesc despre restul presei, care n-a beneficiat de niciun bănuț din cele 14 milioane. Eu vorbesc de presa care este discriminată și sub aspectul ăsta, că nu are acces la bani, la diferite surse de bani, și sub aspectul că este pur și simplu denigrată, nu este admisă în mod legal și normal la sursele de informare. Deci vedem chiar și din ceea ce se întâmplă la noi în studiouri, că deci reprezentanții puterii și unii reprezentanți a presei, politologii angajați de putere, refuză să vorbească cu studiourile închise, care mai pot difuza pe rețele. La asta mă refeream eu când vorbeam că guvernul sau guvernarea are o mare problemă cu presa. Deci noi urmăm, din păcate, țara noastră sau guvernarea urmează o logică a represiunilor, începând de la politicienii sau de la oponenții politici care, mă rog, nu le zdragi, și încheiend cu închiderea acestor canale și a dumneavoastră inclusiv. Logica aceasta ne duce la gândul că represiunile vor fi tot mai aspre și mai aspre dacă nu o să se opună opoziția, dacă nu o să ne opunem noi, dacă noi nu vom face gesturi așa vizibile ca să ne vadă toată lumea că suntem oprimați. Lucrurile, de fapt, sunt mult mai urâte decât le crede cineva. Când zic de cineva, zic de majoritatea intelectualității noastre care nu vor să semnaleze această nevoie mare în care am nimerit noi. Vorbesc despre cei jurnaliștii care acum mă simt în confort, bine mersi, și cred că
o să ajungem la lucruri mai urâte. Eu sper să nu ajungem. Asta este problema mai Sandu și a guvernării noastre cu presa. Problema guvernării cu presa este că, de fapt, guvernarea nu vrea să aibă presă liberă. Asta este. Ei vor să aibă o presă subordonată și de aici cunoaștem care sunt. Eu vreau să trecem treptat și la celelalte subiecte legate una de alta. Săptămâna aceasta, Marcel Spătar, ministrul Protecției Sociale, unii îl consideră cel mai bun ministru din actuala guvernare, a spus că el pleacă din funcție și plecarea mea din funcție este o decizie strict personală, asumată și pregătită, coordonată din timp cu colegii. Doamna prim-ministru a mai specificat că domnul Spătar pleacă înapoi în diasporă să stea lângă familia dânsului și este o decizie dificilă, dar o respectă pe fiecare. Eu vreau să mai dau o citire și declarației făcute de Anastasia Taburceanu, fiindcă dânsa tot se întoarce în diasporă, nu rămâne aici în Republica Moldova, imediat colegii o să afișeze declarația domniei sale. Plec din motive personale, din funcție și plec din țară. Am un loc lângă soțul meu care trăiește de mulți ani peste hotare. Deocamdată nu am un loc de muncă. Doamna, eu revin la dumneavoastră. Noi cum ar trebui să percepem ceea ce se întâmplă în actuala guvernare? Pleacă miniștrii proști și vin miniștrii buni? Sau pleacă oamenii buni că își dau seama că nu mai pot lucra cu asemenea guvernare? 2. Maia Sandu a chemat și Gavrilița și doamna Gavrilița au chemat oamenii acasă. Veniți diaspora și munciți aici cu noi împreună să ridicăm țara, vă dăm salarii mari, au majorat în ultima perioadă salariile destul de mult, ca într-un final să vedem specialiștii din diaspora că nu mai vor să facă treabă în Republica Moldova și pleacă înapoi în diaspora. Sau este vorba despre altceva. Lumea fuge, pur și simplu, din această guvernare. Exact. Nu doar miniștrii fug, lumea fuge. Lumea fuge, dar miniștrii fug pentru că văd realitatea. Că din diaspora se vede, poate se vedeau altfel lucrurile. Dar cei care au trăit și până acum aici au participat cumva la actul de guvernare, dar, din păcate, au fost considerați nu oameni buni și au eliberat locurile pentru cei buni, care cunoșteau careva aspecte despre care o să vă zic. Ați muncit cu această guvernare? Eu am muncit cu mai multe guvernări, dar am muncit consultând guvernările. Eu am fost expert independent, finanțat de Banca Mondială încă de prin anul 2007. Și cu toate guvernările le-am consultat pe aspecte economice. Aceștia nu, pentru că am fost considerată deja nu bune. În categorie de oameni buni, pe care, apropo, consider că e o definiție preluată de undeva din povești pentru copii, probabil, că a priori nu există om bun. Omul poate fi bun de dimineață, dar între timp se mai schimbă. Dar asta e la definiție. Ce ține de miniștri, de ce pleacă, văd realitatea și văd că un ministru nu poate schimba multe, pentru că nu depinde de o persoană. Deci abordarea trebuia să fie sistemică și dacă ei, când au venit, au văzut problema în societate, problema Moldovei, trebuia să o rezolve sistemic. Și nu mă uitam la Marcel Spătar pe pagina de Facebook, a punctat atâtea realizări. De ce să pleci când ai atâtea realizări și îți merge atât de bine și lumea zice că ai fost cel mai bun ministru din actuala guvernare? Domnul Marcel Spătar a stat foarte bine la capitolul comunicare, asta e adevărat, și a raportat regulat performanțele ministerului. Și performanțele ministerului, asta nu înseamnă performanțele ministrului, asta a lucrat bine echipa și dumnealui frumos bine le-a prezentat. Mie se pare că mai multe ministeri au avut careva performanțe, pentru că au lucrat echipele acestor ministere. Nu întotdeauna ministrii au fost tare buni comunicatori. Fiecare are stilul său de a comunica cu societatea. Probabil că stilul domnului Spătar a avut cea mai mare priză la societate, mai mult decât atât,
domeniul specific este cel mai așteptat, cel mai solicitat la noi în Moldova, v-am zis, de suport social, pentru că toți așteptau compensații, într-adevăr, pentru lumea asta a fost un colac de, salvare, ceea ce nu e bine pentru economie, pentru oameni, pentru societate. Nu e bine că noi ne așteptăm să ne dea statul ajutor social, să ne dea statul compensații, să ne dea statul... să nu murim de foame. Când statul ar trebui să facă tot posibil ca lumea să-și câștige, să aibă loc de muncă, da, să ne dea statul locuri de muncă. Statul nu poate da locuri de muncă decât cei de la buget. Și dacă cei de la buget, tot n-a de la oameni din buget ia și de aceste locuri de muncă. Să creeze condiții ca oamenii singuri să-și... Am înțeles. Îl implic în discuție și pe domnul Florea. Eu reiterez întrebarea. Probabil vă amintiți... Zicala președintelui Maia Sandu, corabia noastră are apă și merinde și noi plutim. Acum apare întrebare, fug ființele de pe corabia cu apă și merinde fiindcă ceva nu merge bine sau marele capitan al acestei corabii, cum este președintele Republicii Moldova, își schimbă cei care trag din vâsle? Noi, eu aș porni de la faptul că în ultimele zile și-au dat demisia Marcel Spătar, ministrul muncii, Anastasia Taburceanu, nu ultima persoană, Sorina Ștefărță de la președinției consilier, și astăzi și-a mai dat demisia și Stella Ciobanu, secretar general de la Ministerul Justiției. Deci trebuie să vedem, aceste patru demisii fac parte dintr-un lanț care este asociativ și logic legat între ele, sau sunt careva chestii particulare. Dar impresia mea este că este un trend. Și acum, din ce cauză o persoană care se află, de exemplu, în funcția de ministru, își depune demisia? Salariu majorat. Cu salariu, pentru majoritatea funcționarilor, funcția de ministru este funcția top a carierei sale. Da? În Republica Moldova avem unități care ajung premieri sau președinți de țară sau speaker de parlament. Acum, care trebuie să fie motivele care stau la baza unei demisii din propria dorință? Deci asta... zis că familie. Familia, da. La noi toți spun că pasastăianiu răzdarovia, naște femeie, o născut femeie trebuie de avut grijă de copil, trebuie să fie babysitter și să întoarce în formă de consilier neoficial. Eu consider că o persoană poate să renunță la o funcție de ministru, de secretar de stat, de secretar general, doar în situația în care riscurile aflării pe această poziție sunt mai mari decât însăși statutul de ministru. Dar asta înseamnă riscuri de a pierde imaginea, risc de dosar penal. Poate domnul Spătar a fost pus în situația să accepte anumite hotărâri pe viitor sub semnătura lui care poate îl pun sub anumite incidente, poate o să-i afecteze grav imaginea pe viitor. Acum s-a discutat despre faptul că s-ar putea pensiile să nu fie indexate conform raport cu inflația. Exact. Și... nu am putea să luăm asta ca un motiv de demisie, fiindcă pe viitor asta ar putea să-i afecteze grav imaginea domnului Spătar. Acum, Încă un moment important, am vrut să spun, aceste patru demisii vorbesc despre o criză de încredere, o criză acută de încredere chiar în interiorul guvernării. Eu preiau ideea aceasta. Domnul Ciurea, pleacă Spătar, fiindcă e o chestie de imagine și probabil ar mai avea legătură cu acel proiect care urmează să fie adoptat, care nu va mai duce la indexarea pensiei în funcție de inflație. Pleacă Cantaragiu că lemnele n-au fost bătute cum trebuie. Pleacă Taburceanu, care nu știu de ce, nu vrea să spună, pleacă Ștefârță și exact la fel. Dar de ce nu pleacă Gavriliță? Că e chestie de imagine, până la urmă. Asta nu s-a făcut. De ce nu pleacă Spânul? Fiindcă factura la gaze este mare, cu Gazpromul nu ne-am înțeles, facturile sunt exorbitante, pur și simplu. De ce nu pleacă aceștia? Bun, pentru că nu pot pleca, așa cum știm noi, așezarea pieselor pe tabla de șah, vorbim de Maia Sandu ca un pol de putere în pas și alt pol de putere este guvernul, în frunte având pe Gavriliță și pe Spânu. Ei trebuie să rămână pentru a continua lupta. Pleacă cei care pot pleca, pleacă cei care
dacă putem spune așa, vor să evateze de pe o navă care riscă să naufragieze, pleacă cei care au obosit, au epuizat, s-au săturat. Mai exista o teorie din zona conspirației, domnul Spatar este retras pentru a fi readus ulterior într-o altă garnitură guvernamentală. Eu nu cred în asemenea gen de teorie. Eu chiar cred că acești oameni, și cunoscând-o și pe Sorina Ștefârță și alți oameni, eu văd pe fețele lor o mare plictiseală, o mare tristețe și o mare dezamăgire. Și acest lucru mi se pare cel mai convingător în discuția de azi. Domnule Sinevski, dar noi cetățenii de rând, noi formatorii de opinie, noi cei care trăim în această țară, nu în diaspora, așa cum au venit cei și care au plecat înapoi, fiindcă acolo este mai bine, deși ne spuneau că în Moldova sunt vremurile bune, au început vremurile bune și totul va fi bine. Noi ce să facem? Să ne bucurăm că pleacă acești miniștri și există niște mișcări tectonice în arcul de guvernare, sau să ne înspăimânte faptul că anumite situații, le descria și domnul Florea, sunt destul de dificile și pur și simplu unii se spală pe mâini ca ulterior să nu le se spună că da, tu ai fost ministru, tu ne-ai promis pensii și nu ai făcut, dar tu ai fost comunicator la guvern și ne spuneai cât de răi sunt cei de la TV6 și de la alte posturi și cât de bună este guvernarea și într-un final ai plecat peste hotare. Nu cu adevărat, de fapt, da, lucrurile sunt dificile pentru guvernare și mai dificile pentru cetățeni, pentru că este vorba nu doar despre conflict de grupuri politice în interiorul partidului PAS, este vorba despre conflict sau bătălie scenariilor care va permite acestui partid să se mențină la putere. Și la momentul dat putem vorbi că se implementează scenariul prin care guvernarea va fi jertfită, va fi într-un fel vinovată pentru toate cele ce s-au întâmplat. Și iarăși, repet, acest scenariu deja s-a discutat câteva, chiar jumate de lună în urmă și va fi schimbat absolut tot guvernul. Pur și simplu, domnul Spână, doamna Gavriliță, sunt într-un fel, așa zicem, final a acestei schimbări, final a jertfirii sau găsirii vinovaților care sunt vinovați pentru dominare în convorbire despre energie electrică, în guvernare, etc. Asta este primul motiv. A doilea motiv, pentru că totuși, ca să guvernezi eficient, ai nevoie de o echipă. În luna septembrie, domnul datele au arătat... Ăla e cu Harvard, ăla e cu Harvard, ăla e cu Harvard, ăla e cu Harvard, iar cei care au studii aici în Moldova nu sunt buni și probabil doamna Iova ar putea să-mi confirme ceea ce spune. Practica bate teorie, pentru că deja în septembrie deficitul de cadre în cadrul sistemului de guvern a fost de 25%. În decembrie 30%, lumea pleacă din guvern, pur și simplu lucrători care cu adevărat, nu miniștri, nu pur și simplu purtători de cuvânt care în mare parte reprezintă, dar lucrători de guvern, ei fug din guvern, pentru că condițiile în care se lucrează sunt destul de complicate, tensionate. Evident, cei cu Harvard nu știu cum să implementeze poate unele teorii foarte bune în practica Republicii Moldova. Mai mult ca atât, s-a pierdut foarte mult timp în toate domeniile, și în domeniul securității, și în domeniul economiei. Practic, haideți să vorbim, noi despre criza economiei pandemică care va urma, am vorbit din anul 2020, despre toate aceste probleme. Pe parcursul ultimilor 2 ani, tot ce interesa pe acești politicieni care acum la momentul sunt la guvernare, alegeri parlamentare, prezidențiale, locale. Local. Cu ce noi mai departe mergem? Care este strategie pentru următorii 5 ani? Vă zic eu, alegeri locale, prezidențiale, parlamentari. De aceea noi nu putem, da, Republica Moldova nu are capacitate, guvernul nu are capacitate să iasă din această criză. Evident, toți pleacă. Unde pleacă? Peste hotare, pentru că de acolo se vede mai bine. Noi am avut două numiri foarte interesante în ultima perioadă. Neguță este secretarul, domnul Negruță este secretarul aparatului prezidențial și doamna Stella Jean-Antoine este consilier prezidențial. Eu revin, domnul Redința a zâmbit, probabil îi cunoașteți mai bine decât mine pe unii dintre dânsi. Eu vreau să vă mai întreb ceva pe doamna Iov. Din păcate. Pleacă și vine cineva mai bun? Spunea domnul Lisnevski, se schimbă, va fi o altă garnitură. Sau pleacă și vin cei care
acceptă să ocupe un loc doar ca să nu fie el gol. Eu nu-l cunosc pe domnul Buzu, nu știu capacitățile dânsului, nu l-am cunoscut nici pe domnul Spatari, dar asta mi este interesant. Pleacă și vine cineva mai bun să facă performanțe, să reformeze tot sistemul birocratic, să-l facă să funcționeze, sau se acoperă niște goluri. Hai, te rog, vină să fii ministru, măcar o lună, măcar două. Eu vreau să-i reiterez pe domnul Lisnevski și să zic că lumea pleacă în general din Moldova și în guvernul ăsta se vede că acolo sunt mai puțini oameni și sunt văzul tuturor. Și noi vedem că oamenii pur și simplu nu sunt, dar dita mai să găsești specialiști în domeniul careva. Și de asta deja evident că cei care deja au lucrat înainte nu sunt buni, adică sunt cu ștampila, nu bun, și cu toate că ar putea contribui la actul de guvernare într-o binele tuturor cetățenilor, nu într-o binele pasului, pentru că noi lucrăm pentru salariu, dar și pentru binele cetățenilor, societății, cei de la guvernare mai mult decât atât. Cel mai indicat sunt pentru această sarcină. Respectiv, cine a rămas, e ok să vină să avanseze în post cei din minister. Eu nu știu domnul Buzu care este, din organizație non-guvernamentală. Poate dumnealui specialist, pentru că dacă s-a specializat pe acest segment. Îi dorim succes, probabil că a studiat și experiențe internaționale, poate veni cu careva idei, concepte noi. Sperăm să fie aplicabil în condițiile naționale, nu prea frumoase la moment în Moldova. Vremuri bune. Sperăm ceva o să facă, dar, cum ziceam, vreau iar să mă refer la plăcintă. Plăcinta aceea din care vrea domnul Buză să facă stat social, nu prea atât de mare. De asta haideți iar la plăcintă, să facem plăcinta mai mare. Dar dacă noi luăm ca veridică faptul că domnul Spătar a refuzat să ia anumite decizii, nu asta nu are înseamnă că domnul Buzu a acceptat sau va accepta să ia asemenea decizii pe viitor. Să vedem. Domnul Reniță, a venit domnul Negruță, șef la președinție, la aparatul președintelui, și doamna Stella Jantoan, consilier prezidențial. Au venit oameni buni sau au venit altfel de oameni? Vin specialiști, iau locul altora ca să performeze sau să facă performanță în instituții? Sau vorbim din nou de o anumită criză și sunt aduși oameni care, așa ca Oazul Nantoi, care au o experiență vastă în politicul moldovenesc. Apropo, foarte interesantă situația domnului Negruță, care a fost condamnat, din câte îmi amintesc, pentru acel transfer de 400.000 de euro sau pentru alte momente în anterior, pentru anumite decizii în cariera sa politică. Și atunci apare întrebarea, cum îl iei? Fără îndoială că sunt oameni buni, dar pentru președinție consider că s-ar fi găsit oameni mai buni, în sensul că specialiști mai buni. Faptul că domnul Negruță este un oficial compromis o cunoaște toată lumea. Eu credeam că nu din cauza că a fost interzis de judecător, de instanța de judecată să ocupe asemenea posturi, evident, cu o limită de timp, nu va fi angajat în continuare la asemenea dregătorii mari în țară, dar iată că nu știu de ce riscă atât de mult doamna președinte. Unii spun că are de întors o datorie domnului Negruță, care a recomandat-o odată la Banca Mondială. Stella Jantoan, ce datorie este? Da, Stella Jantoan e un om... Dânsa mi-o amintesc, pare mi se am deci, încit în echipa comuniștilor, iertată să-mi fie îndrăzneala, Stella Jantoan e un om întâmplător nu numai la președinție. Deci cam... Dacă urmărim cariera ei întortocheată și contradictorie și cum a ajuns ea unde a ajuns, are și ea păcatele ei legate de apartamentele cele date de domnul Lupu pe banii Parlamentului,
Are și ea destule, dar nu asta ar fi principalul, pentru că nu mă apuc să, acum să număr toate păcatele, că le avem toți. Pur și simplu vorbesc de capacități. De capacități, din motiv că cunosc instituția pe interior a președinției, am fost și eu acolo angajat, știu aproximativ care trebuie să fie calitățile oamenilor care muncesc acolo. Mai ales din cauză, știți, din cauză, în primul rând, din cauză că acești oameni au de-a face cu alți oameni, cu oamenii de rând. Și omul când face o adresare la această instituție, trebuie să aibă cel puțin încredere că va fi ascultat. Trebuie să vin cu o precizare, nu putem verifica istoria cu apartamentele, dar doamna... Ba da, asta în a, moment... fost, a fost scris... Nu, în momentul dat, în direct am verificat, doamna Stella Jean-Antoine, dacă vrea să vină... Și stau cei de la CEA și ne monitorizează? Nu, în acest moment nu mă pot documenta eu să zic dacă e așa sau nu, dar doamna Stella Jean-Antoine, dacă vrea să dea o replică, noi suntem deschiși, așa cum spuneam de fiecare dată. Eu am să rog colegii... Doamna Stella Jean-Antoine are acum toate pârghiile mâinii ca să ne facă probleme, eu asta înțeleg, dar oricum trebuie să spunem ceea ce este dispus. Am înțeles. Eu am să rog colegii să-l dea pe Mihai Ghimpu cu o replică sau cu o afirmație. Mie mi s-a părut bestială această replică dată de acest politician cu experiență, după care continuăm discuția, fiindcă mai avem anumite momente de vorbit. Să nu supere doamna Gavriliță și nici alții care au fost prim-miniștri, care vor mai fi. Oricine ar fi la noi, nu poate fi bun prim-ministru. Noi nu avem economie. Noi nu suntem un stat funcțional, nu suntem un stat de stat cerșător, care noi, în privința asta, parcă îi zici că e bravo și doamna Sandu umblă cu mâna întinsă, mai aduc bani de aici, de acolo și iată, suprafețuim. Probabil ar trebui să-i spunem domnului Ghimpu că a contribuit la acest stat cerșător, fiind în mișcarea de renaștere națională și în multe, multe guvernări, a avut posibilitatea să schimbe această paradigmă și să nu mai îmblăm la tăiatul plăcintei, cui să-i ajungă și cui să nu-i ajungă. De asemenea, dacă vrea să-mi dea replică la cele spuse, sunt deschis să-l ascult și să discutăm aici în platou. Doamna Iov, ce facem cu acest stat cerșetor și în ce condiții are dreptate domnul Ghimpu? Perfectă dreptate. Și eu am citit astăzi replica dumnealui și mi-a plăcut mult că a zis-o, chiar a caracterizat situația în care suntem și la acest capitol chiar suntem a performanței conducerea actuală, că cât ajutor primim astăzi de la parteneri externi, într-adevăr nu primeam înainte. Dar sunt împrumuturi. Împrumuturi, exact. Împrumuturi pe care tot poporul trebuie să le dea ulterior și dacă ne uităm pe platforma de asistență de asistență externă, de gestionare a asistenței externe, astăzi avem 3 aproximativ miliarde euro pe care trebuie să le întoarcem, dar în fiecare an, ultimii ani deja, câte un miliard ne îndătorăm tot și chiar în bugetul pentru anul viitor, guvernul a stabilit încă un miliard de euro datorii să crească. Și miliardele astea, noi din 2014 ne aducem aminte de miliardul ce l-a furat, dar nu vedem că, de fapt, astăzi se fură câte un miliard pe an. Se fură, ok, se cheltuie. Da, se pun pe umere cetățenilor, nu știm dacă se fură. Dar presupun că și se fură. Că dacă îl ia din buzunarul cetățeanului fără să ai... Noi, nu știu dacă cineva simte, ceva puțin la compensație simțim, dar tot facturile ne dor tare mult. De asta nu cred că... Pot să vă mai întreb un aspect? Ne așteaptă un colaps cu aceste compensații în perioada imediat următoare? Este și acesta, plecarea lui Spătare, un indiciu? Fiindcă, cum spunea domnul Florea, vor să modifice cu indexarea pensiei în funcție de... O spunea domnul Mircea Buga, a fost ministru al muncii. Da, a spus-o el, dumneavoastră ați reprodus această afirmație. Cu compensațiile chiar și
schema actuală care este, eu am mai zis-o că este mai mult schemă de valorificare a suportului a partenerilor externi, da. Pentru că cetățenii ar fi simțit-o mult mai mult dacă avea să fie achitat acest suport direct la furnizorului de gaz și avea să simte toată lumea și să nu zic că facem dreptate socială. Pentru că dreptatea asta socială, până la urmă, a costat administrarea acestei scheme, a costat, presupun că enorm, și au simțit altcineva, numai nu cetățenii. Asta e dacă la compensații ne referim. În rest, nu se știe care sunt așteptările cetățenilor și dacă Ministerul Protecției Sociale avea să facă față. Dar chiar și, un moment vreau să zic, această sistem informațional de vulnerabilitate energetică, SIVE. Știți că, nu știu dacă am mai verificat cineva, dar eu personal am văzut că conține erori, pentru că la mine, în cabinetul meu personal, sunt indicată că nu am copii minori, dar eu am copii minori. Și de asta sistemul m-a aruncat la nivelul mediu, dar după toți indicatorii, eu sunt la maxim și... Să mai vorbim despre acest sistem. Domnul Florea, vreau să vă implic din nou în discuție. Dacă se poate, da, să sigur, fac o replică privitor la declarațiile de domnului Ghimpu. Eu sunt de acord că noi, într-adevăr, nu avem economie, în limitele per general, că avem oricum, avem economie. Dar haideți să vedem. Noi acum suntem în criză, în dezastru economic în țară, da? Cine este la noi ministrul economiei? Domnul Alaiba. Care sunt competențele domnului ministru Alaiba pentru a activa în acest post? Dar bine, hai să spunem, ministru este o persoană publică, politică și stă. Pe ministru îl fac consilierii. Acum recent, domnul Alaiba își ia un consilier pe unul Ion Mihalache, un băiat de 22 de ani, care stadiul lui de muncă este un an și 6 luni, dintre care... Toate sunt în stagiere. 5 luni a avut la Nike stagiere în 2020, după care a făcut campanie electorală pentru PAS și în 2022 a mai lucrat încă 6 luni la Nike, tot în calitate de stagiere, etapa a doua. Și acum a devenit consilier a ministrului economiei în perioada dezastrului economic. Păi, haideți să ne uităm, dar atunci, da, la Ministerul Sănătății care este situația? Doamna Nimerencu doar vânează colaboratorii medicali care pun like-uri la domnul Chicu sau eu nu știu, la alți politicieni. Pe bune? Pe bune. Pe bune. Deci oamenii acum introduc teroarea. Cine pune unde? Ministerul Afacerilor Interne e exact aceeași situație. Cel puțin așa afirmă domnul Cavcaliuc în postările. Deci noi avem acum cu Alaiba, cu Nimerencu, cu Budeanschi. Noi avem vreo șansă să nu umblăm cu cerșitul? Nu știu, să ne spună ei. Deci care sunt atât? Pe care criterii au fost alese aceste persoane în funcție de ministri, în funcție de deputat? Domnul Vecislav Negruță, dacă ar avea un pic de demnitate, ca bărbat, ca personalitate, el nu trebuia să accepte funcția de consilier prezidențial imediat. Ce datorii nu ar avea Maia Sandu la el, dacă are careva datorii? Trebuie să vă spun un moment. Aveam o emisiune prin 2011, 12, 13, nu mi-amintesc exact, și discutam cu Vlad Socor. E un analist foarte vestit, pare mi se din Londra, și îl întrebam despre Negruță, despre ce s-a întâmplat cu acei 400... München. Și vorbeam despre acei 400 de mii și despre scandal și spuneam că, uite, în Germania sau în Austria a fost un scandal cu președintele și a dat demisia imediat. Nu a mai așteptat să-i demonstreze vinovăția. Și el mi-a zis, da, este o chestie de gentleman, dar pentru Republica Moldova chestia asta nu se aplică. Și atunci m-am lăburit cu domnul Negruță. Să fac o concluzie. Deci noi, pe de o parte, avem persoane absolut incompetente în funcții cheie în situații de criză, pe de altă parte, avem persoane care devin secretar general al aparatului președinției, a doua persoană după președinte în aparatul președinției, care este condamnat penal.
Deci el discreditează și pe el, și pe Maia Sandu, și instituțiile statului, și în genere tot și aparatul și președinție. Am înțeles, domnul Păi Ciulea. Cum putem să ajungem? Noi avem, la... mai avem vreo 10 minute până la finalul acestei emisiuni. Domnule Ciurea, dar foarte scurt, un bun prieten de-al dumneavoastră, Ion Sturza, fostul prim-ministru, scrie astăzi pe Facebook că l-a sunat cineva și a zis că nu mai poate munci, că îl doare inima de tot ce se întâmplă și vrea să plece. Nu, în stilul caracteristic domnului Sturza a zis să-și pună durerea într-o ramă și să-și caute de viață. Cine credeți că este acea persoană cu care a vorbit Sturza? Sau cel puțin cine este următorul care vrea să plece? Habar nu am cine este persoana dată. Ei pot fi foarte mulți, pentru că eu cred că asemenea stări sunt trăite acum pe bandă rulantă. Credeți că a vorbit un simplu funcționar, un simplu secretar de stat? Păi de unde să știu eu toți funcționarii? Eu sunt prieten foarte bun cu domnul Sturza, dar nu știu ce prieten are domnul Sturza în guvernul nostru. Dar bun, mie mi-a plăcut replica domnului Sturza, care a spus că nu pierderea jobului este importantă în condițiile actuale, ci faptul că trebuie să-ți ții fruntea sus și să pleci atunci când vezi că trebuie să pleci. Marea problemă este că și noi vedem că lumea pleacă. Deci sunt oameni cu demnitate, cu verticalitate, care pleacă. Poate un pic întârziat, poate cumva împinși de anumite circumstanțe, de donatori și așa mai departe, dar pleacă. Problema, din punctul meu de vedere, este că totuși nu pleacă suficient de mulți. Sunt mulți adică, care se țin noastră, cu ghearele de funcții și vor pleca doar fiind scoși de acolo. Și, din păcate, din ăștia toți sunt foarte mulți și probabil lor le-a adresat domnul Sturza acest mesaj, spunându-le că acum e situația totuși să plecați dacă sunteți oameni demni. Am înțeles, eu am să rog colegii să dea imaginile filmate de un martor ocular cu niște piese foarte interesante care au fost aduse în Republica Moldova recent. Este vorba... Pitenium! 10 ianuarie 2023 года. Domnule Sleschi, dumneavoastră spuneați că există multe provocări și multe discuții în ultima perioadă și probleme de securitate. Acestea sunt piraniile germane care au ajuns în Republica Moldova. Nu știu dacă este coincidență sau nu, vin cam în aceeași perioadă când Maia Sandu a fost la Oradea și conspiraționiștii spun că ar fi vorbit despre o anumită intervenție în Republica Moldova și vorbesc despre regiunea transnistreană. Dar în ce măsură putem vorbi despre anumite riscuri de securitate și în ce măsură vorbim despre tensionare, fiindcă administrația de la Tiraspol zice că situația așa se strică. Ucrainienii, și aici vorbesc și despre oficiali, și despre politicieni, și despre anumiți analiști, spun că este timpul să se intervină în regiunea transnistreană. Eu nu bag panică în cetățeni, doar vreau la rece să analizăm ceea ce se întâmplă. Și dacă avem eu sunt pentru reformarea armatei, sunt pentru modernizare. Să nu creadă cineva că aș vrea ca soldații noștri în continuare să meargă cu utilajele din anii 60-70, dar totuși. Bine, ca să reformezi armata trebuie să ai o strategie, trebuie să ai o idee cum acest lucru să-l faci. Asta unu. Doi, trebuie să asiguri securitatea cetățenilor, pentru că astfel de... LDM-ul tot înainte de a strica o reformă făcea o strategie. Bine, nu doar de vorbit, dar și de făcut această strategie, pentru că reforma nu se face într-o zi, nu se face într-o două zile, nu se face nici în 5 ani și nu se face cu armament. Pentru că, cum se zice, cea mai puternică și periculoasă armă, asta este intelectualitatea. Anume ea permite să pui strategie sa dușmanul sau oponentul. Anume ea permite ca oponentul tău să lupte singur cu dânsul. Dar cât n-ai avea armament, poți să faci mai multe prostii dacă nu deții de o gândire corectă. Deci e evident, în condițiile când este un conflict militar în țară vecină. Deja foarte mult s-a vorbit despre acest lucru, problema securității. Republica Moldova n-a rezolvat această problemă pe parcursul de 30 de ani. La momentul dat, în Republica Moldova, majoritatea, peste 60%, se află într-o atmosferă zbuciumată, sau sunt încordați din cauza acestui conflict, necătând că cât de cât trăim în pace.
Politicienii, bine, pentru că noi criticăm și niciodată nu dăm rezolvare. Da, da, să le dăm și o rezolvare. Politicienii, mare parte, sau liderul a țării, trebuie să unească ideile și soluțiile a cetățenilor și a politicienilor. Trebuie să fie dorință din partea societății și politicienilor. Societatea are această dorință, pentru că societatea, noi vedem, 98% vor pace cu orice preț. Apropo, acest procent arată la fel ca și în stânga Nistrului, la fel și în dreapta Nistrului. Care totuși sunt soluțiile, da, de a rezolva și de a permite cetățenilor să simte în siguranță? Iarăși, dacă să întrebăm pe cetățeni, majoritatea răspund foarte simplu, neutralitatea. Dar politicienii sau nu au capacitate să ofere această ofertă cetățenilor, să permită acest lucru. Mai mult ca atât, evident că din neutralitate trebuie să fie și un interes, da, și financiar. Haideți să vorbim, pentru că cetățenii trebuie să aibă și securitatea și o parte financiară. Și iarăși, dacă întrebăm pe cetățenii care ar fi soluția, da, noi vedem că relația economică bună cu România, Ucraina și Rusia în același moment este cea mai bună soluție. Adică politicienii, de fapt, trebuie să comunice cu cu cetățenii, dar nu doar să informeze. Credeți că politicienii ascultă de cetățeni? Un singur moment, domnule Rinse, care este riscul soluționării într-adevăr armatei militare a diferendului transnistrean? Și am aici un link de pe o publicație eurointegration.com.ua din limba ucraineană, în care un analist destul de văzut, Sergei Sidorenko, редакторул Европравды, скрием фил урматор, сможет ли Украина решить вопрос с Приднестровья военным путем? Păi asta e și problema. Noi, deci, să nu inducem, adică să nu ne autoamăjim și să nu inducem lumea în eroare, că, deci, câteva mașini blindate, faci înarmarea. Noi nu ne înarmăm, dar nici nu este măcar o sarcină, nici a noastră, nici a NATO să ne înarmeze. Noi suntem, deci, pe altă direcție. Noi suntem un fel de, componenta armii ideologice NATO. Noi suntem cu declarațiile Mai Sandu, deci vedeți că ea face declarații față de războiul ruso-ucrainean mai des ca Macron. Deci asta este menirea. Pericolul este cu Transnistria este unul singur, dacă cumva cineva va ceda de la noi, dar să fac presiuni și o să dăm voie să satisfacem rugămintea ucrainenilor să intre în Transnistria. Asta este pericolul cel mare. Și aici trebuie să nu numai să ne rugăm la Dumnezeu, dar să preîntâmpinăm mereu conducerea noastră politică și militară, să rugăm să stâmpere, să aibă cap, pentru că nu trebuie să cedăm țara ucrainenilor una și nu trebuie să intrăm în război doi, când nimeni nu vrea să lupte și nici nu-i gata. Dacă doamna Maia Sandu are de gând să facă în continuare declarațiile astea pe cont propriu, nu pe contul nostru, nu are decât. Dar noi trebuie să ne dăm seama că nu ne putem arma și nici nu o să avem noi de grabă armată. Că nu dăm țara pentru curent ieftin sau pentru gaze, am văzut că cu curentul stăm foarte și foarte bine. Domnule Ciurea, riscuri pentru Republica Moldova după astfel de declarații, după astfel de evenimente și după tot felul de analize care tot vin și vin din partea ucraineană cu soluționarea militară a problemei transnistrene. Eu am citit până la capăt articolul pe care l-ați invocat al lui Sidorenko. El încheie în felul următor. Sigur că trebuie Moldova să rezolve pașnic problema transnistreană, pentru că dacă nu o rezolvă, atunci Ucraina oricum o să o rezolve. Adică nu contează fără a conta mijloacele folosite, deși pe parcursul întregului articol Sidorenko scrie că Ucraina nu va folosi forța pentru a intra în Transnistria, dar încheie în felul ăsta. Oricum, Ucraina va rezolva problema transnistreană. Riscurile sunt foarte mari. Am văzut că doamna Sandu mizează pe o încheiere fericită a războiului pe câmpul de luptă, Ucraina bate Rusia și atunci nu este nevoie să negocieze, este soluția înaintoi, nu trebuie să negociem cu Tiraspolul, pur și simplu ne luăm ceea ce ne aparține cu ajutorul Ucrainei, doar că acest scenariu este în primul rând foarte riscant, în al doilea rând
deocamdată puțin probabil. Și aș invita politicienii noștri să se gândească și la alte scenarii, nu doar la cele bune, fericite, pentru că nu întotdeauna scenariile fericite se împlinesc. Eu l-aș întreba pe domnul Nantoi, dar ce facem cu teritoriile noastre de pe alte, din alte state, cum ar aborda dânsul această problemă. Domnule Florea, scurt, astfel de imagini creează panică pe rețelele de socializare și în mediul virtual, ori nu? Ori lumea se uită total liniștită și... Dacă punem, adăugăm aici și declarațiile directorului SIS despre așteptările unui atac din partea Federației Ruse asupra Republicii Moldova la primăvară, dacă mai adăugăm și declarațiile domnului Pistrimciuc Vadim, care este un consilier neoficial acestei guvernări, precum acele derogări de la lege aplicate... Da, adică un fel de nu cât spate acolo de făcut de asta, independență, justiție, câteva ramuri de puteri. Nu avem timp, trebuie să adunăm, nu, au guvernarea toată și încă mai trebuie să mai adăugăm totul, să facem tribunare, să facem. Deci toate chestiile astea, eu cred că... Apropo, mâine e înmânarea oficială acestor piranii batalionului. Da, nu, noi, eu în genere am o întrebare privitor, noi discutăm despre că trebuie să existe o strategie de dezvoltare, asta e o temă aparte, da, foarte pe scurt, dar care este sensul acestei, nu, care trebuie să fie bugetul militar a Republicii Moldova ca să lupte cu cine? Iată, noi la aceste două simple întrebări trebuie să răspundem. Știți, eu nu mi-am amintesc cine a spus-o, dar a zis că într-o țară dezvoltată sănătatea, educația și securitatea internă nu pot fi... Securitatea, pot noi fi avem SIS-ul, dar să se începe de la sănătate și la și educație. Și ca să închei, eu cred că toată panica asta se face artificial pentru agenda internă, fiindcă PAS simte că pierde puterea și în afară de a ridica gradul de isterie, de frică, de panică în societate, e altă soluție bună. Doamna, eu nu pot să nu vă dau voie la final să vă expuneți părerea, dar o simplă întrebare, scurt, un mesaj pentru guvernare din partea unui om cu experiență care știe cum funcționează aparatul birocratic așa cum trebuie. Gândire strategică, asta e ce le doresc să aibă și mai puțin, dar la aspect de înarmare, pentru că e important să ne asigurăm necesitățile elementare întâi, să avem ce mânca, să nu murim de foame și să ne încălzim. Și de fric să nu murim. În rest, la înarmare, chiar vreau să fac aici să nuanțez, dacă îmi permiteți foarte scurt, e tare periculos tot ce se întâmplă vis-a-vis de Transnistria, pentru că să nu uităm că riscăm, chiar dacă cumva ne aventurăm în tactica asta a domnului Nantoi, să riscăm să transformăm acest petic mic de pământ într-un permanent pericol de să avem permanent pericol de război civil, pentru că acolo tot sunt oamenii noștri și aici sunt oamenii noștri. Și acei care sunt după 92 născuți pe teritoriul acela 30 de ani deja au, ei o să-i conceapă pe ăștia, o să-i perceapă ca pe cotropitori. Astfel, aceste două maluri o să fie periodic în continuă confruntare. Să nu să le dea domnul înțelepciune conducătorilor noștri să înțeleagă asta și să nu admite astfel de soluționări. Eu vă mulțumesc mult pentru discuții și pentru opiniile exprimate. S-a vorbit mult despre domnul s-au fost menționat deseori domnul Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, să aveți analizele bune în continuare și să ne bucurați cu declarațiile pe care le faceți și percepțiile politice. Eu vreau să repet pentru cei care au fost vizați, dacă vreți să dați o replică, noi suntem deschiși pentru fiecare dintre domniile voastre, fie aici în platou, fie în știrile pe care le realizăm. Vreau să spun un mare mulțumesc spectatorilor, telespectatorilor, celor care continuă să fie alături de noi pe Facebook, pe YouTube și pe site-ul tv6.md. Vă mulțumim că sunteți alături și, cum spunea una dintre colegele mele, spunea că noi încă o să luptăm. Toate bune, seară frumoasă!